mulțumesc celor doi intervorbitori. Mă simt așa ca la Oscar, știți, e o listă de oameni cărora trebuie să le mulțumesc. Nu e foarte lungă, pentru că în carte mulțumesc multor persoane, însă aici aș vrea să adresez mulțumiri în primul rând directorului Editurii Humanitas, care a riscat și m-a publicat, domnului Gabriel Liceanu, apoi mulțumiri lui Radu Garmacea, redactorul șef la Editura Humanitas, și Andrei Niță, redactorul de carte. Acești din urmă doi oameni au crezut în cartea asta mai mult decât probabil am făcut-o eu și m-au ajutat foarte mult. Marian a prezentat în mare elementele cărții, le-a prezentat foarte bine. Mă gândesc ce aș mai putea eu adăuga. Într-adevăr, ideea de bază este următoarea. Ne-am obișnuit, spunea Catherine Verdery, să vedem istoria recentă ca pe serie de rupturi. Tindem să credem că România comunistă era net diferită de România precomunistă, iar România postcomunistă ar fi cumva diferită, radical diferită de cea comunistă. Problema e că, în opinia multora dintre noi, avem impresia că lucrurile încă mai scârție, că lucrurile nu au evoluat așa cum ne-am fi așteptat. Ei bine, eu mă uit la problema continuităților. Poate că, uitându-ne la continuități, ne putem da seama mai bine de ce ne aflăm unde ne aflăm și de ce așteptările noastre inițiale nu au fost îndeplinite nici până în prezent. Și aici am în discuție mai multe aspecte menționate de Marian. Aș vrea să fac referire la studiul referitor la compoziția socială a PCR-ului. Până în prezent, inclusiv Editura Humanitas a publicat numeroase cărți cu privire la elitele comuniste. În acest capitol al cărții, eu mi-am propus să văd care erau membrii obișnuiți, membrii de rând. Erau mai mulți intelectuali cu ghilimelele de rigoare în PCR sau nu? Erau mai mulți muncitori sau nu? Sunt o serie de comparații care pun în lumină tocmai această compoziție socială a membrilor de rând. Însă Partidul Comunist Român, ori istoria lui, are câteva elemente care sunt relevante pentru prezent și mă refer aici la politicile de personal ale Partidului Comunist Român. Culmea, politici de personal care, să știți, că au supraviețuit și se reproduc în politicile de personal ale partidelor postcomuniste. Pentru că ceea ce vedem astăzi, în, cel puțin la nivelul partidelor tradiționale sau cele mai mari, PSD, PNL, vedem că ceea ce primează în recrutarea și promovarea la vârf de noi membri sunt alte criterii decât cele meritocratice. Avem nepotism, avem relații clientelare, încrengături de diverse relații, o cumetrie extinsă care este vizibilă în marile partide. Deci, din acest punct de vedere, capitolul despre Partidul Comunist este util. Evident, al treilea capitol face referire, a spus Marian foarte bine, la un subiect care, din nefericire, ne este încă familiar majorității dintre noi, ile cunoștințe, relații. Știți că pe vremea lui Ceaușescu era o glumă potrivit căreia ce înseamnă PCR? PCR înseamnă, de fapt, ile cunoștințe și relații. Da? Eu mă uit la
supraviețuirea pilelor cunoștințelor și relații după comunism. Adică, la un nivel teoretic, da, ne-am fi așteptat ca, pe măsură ce instaurăm principiile unei economii de piață care încurajează meritele, competiția, importanța acestor legături extrem de personalizate, legături tradiționale, da, de tipul pilelor și cunoștințelor și relațiilor, deci ne-am fi așteptat ca importanța lor să scadă dramatic, dar datele pe care le folosesc arată că aceste, importanța acestor legături, pile, nu a dispărut, ci dimpotrivă, într-un cu totul alt context, au o importanță neașteptată de mare. Și în fine, cel de-al patrulea capitol face referire, ia în discuție, specificul noii ordini economice din România. Desigur, în 1990, eu cel puțin, dar eram tânăr atunci, probabil ca mine erau mulți, eram foarte entuziasmați, așteptările noastre erau foarte ridicate. Eu personal credeam că în cam în 2-3 ani vom trăi ca în Germania. Deci asta era ideea mea de atunci, necunoscând foarte multe. O să avem economie de piață, lucrurile, nu-i așa, se vor îmbunătăți. Am avut reforme de piață, însă capitalismul care s-a construit în România, dar nu numai, pentru că nu vreau să prezint cazul românesc ca pe un caz excepțional, la modul autostigmatizant, da? Ca la noi la nimeni. Dar și în alte țări, din centrul și estul Europei, capitalismele care au luat ființă sunt altfel. Și ele sunt denumite în lumea sociologilor cu sintagma capitalism politic. Ce înseamnă capitalism politic? Înseamnă a face profituri, într-adevăr, ca în orice ordine capitalistă, dar sub protecția și în combinație cu puterea politică. Și dacă vă uitați la capitaliștii noștri post-decembriști, pe lângă biografiile lor, veți vedea că oamenii ăștia n-au inventat cei mai mulți dintre ei, nici iPhone-ul, nici noi sisteme de calcul, nici roata, da? Să o reinventeze măcar. Oamenii ăștia au devenit incredibili de bogați, sifonând resursele statului. Da? Dacă statul nu exista, averile multora dintre comuniștii, capitaliștii post-comuniști, nu ar fi existat nici ele. Cam astea ar fi, cum să vă spun, principalele repere ale volumului meu. Vă invit, vă mulțumesc în primul rând că ați venit unii dintre dumneavoastră, alții v-ați oprit să vedeți despre ce e vorba. Aici vă invit să-l citiți și, nu știu, eventual ne putem și contrazice pe Facebook, unde cartea are o pagină a ei. Încă o dată mulțumiri tuturor celor care au făcut posibilă publicarea cărții și lansarea de la Humanitas. Vă mulțumesc!